Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Alina Ilioi Mureșan, o dragă prietenă, realizator TV, redactor șef la A7 TV și autor, și vom vorbi despre Avantajul fericirii de Sean Eckhart. O carte superbă, o carte extrem de interesantă, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, un volum care a inspirat unul dintre cele mai populare discursuri marca TED Talks ținute vreodată, Sean Eckhart, un autor inspirațional, motivațional, de asemenea și psiholog la Harvard, dezvăluie în detaliu felul în care reconfigurarea creierului uman pentru a găsi calea către fericire ne facilitează reușita atât în carieră cât și în plan personal. Și aș începe discuția noastră, pentru că noi am mai discutat în trecut pe marginea acestui subiect și pe marginea acestei cărți, chiar de la întrebarea care dă cumva subtitlul acestei cărți, acestui titlu: de ce fericirea garantează succesul și cum ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți? Alina. Bună seara, dragii mei! Da, iată, și eu mă gândeam când ai venit prima oară cu cartea în emisiune, Avantajul fericirii, mă gândeam în ce fel fericirea poate să ne garanteze nouă succesul și ce legătură are succesul cu fericirea. Însă în momentul în care am aflat de cele 6 principii, da, pe care le avem și le prezintă chiar în această carte pe care o am cu mine, am luat-o pentru că la un moment dat o să și vreau să citesc ceva care m-a impresionat mult. Am înțeles că în viață, de multe ori, noi setăm tonul prin atitudinea noastră, prin modul în care gândim, prin alegerile pe care le facem, și că fericirea, fie că ne place să o credem sau nu, tot noi o creăm. Depinde de noi foarte mult cum alegem să privim și să reacționăm în anumite moduri. Îți ziceam la un moment dat că pe mine m-a impresionat în carte partea în care povestește despre tonul cu care vorbim, ca să înțelegi de cum am ajuns eu să fac legătura. Și m-a impresionat foarte mult pentru că, mărturisesc, eu am avut o problemă cu acest lucru. Fără să-mi dau seama, am crescut într-o casă în care se vorbea mai apăsat, în care se vorbea puțin, poate mai direct. Și am preluat și eu acest obicei. L-am preluat în viața mea de zi cu zi și nu înțelegeam, și chiar mi-a adus multe nefericire în viață până când să înțeleg de ce oamenii înțeleg cu totul altceva față de ce vreau eu să spun. De ce uneori consideră că îi cert sau că am ceva cu ei sau că nu-mi este bine sau... Începusem eu să înțeleg mai multe, dar mi-a fost foarte clar în momentul în care am citit aici în Avantajul fericirii că tonul face muzica, exact cum se zice, și că modul prin care noi alegem să spunem un lucru, chiar și acest mod, poate să ne aducă succes sau nu. Pentru că eu, dacă lucrez într-un domeniu al comunicării, cum și lucrez de altfel, și nu transmit cum trebuie, nu se ajunge dincolo mesajul pe care am vrut să-l transmit, este nefericit și interlocutorul meu, sunt nefericită și eu, și cu siguranță nici nu pot să am succes, pentru că, în primul rând, sunt nefericită și deja știm că în jurul oamenilor nefericiți nu prea vrea să stea nimeni, dar și în cel de-al doilea rând nu prea pot să am succes pentru că nu transmit acea deschidere, nu transmit acea dorință ca omul să vrea să vorbească mai mult cu mine. Tocmai de aceea m-am și oprit la acest lucru, pentru că mi s-a părut fundamental și știm bine că în România o mare parte dintre români au o problemă uneori cu tonul. Vor poate să transmită anumite lucruri, dar nu știu cum să o facă, ce ton să folosească. Așa că, dacă îmi permiți, Sorin, chiar aș vrea să citesc trei rânduri aici, ce mi-a atras mie atenția, și anume, iată că un actor a fost instruit să vorbească în 4 feluri diferite: cu entuziasm prietenos, blândețe cordială, apatie deprimantă și irascibilitate ostilă. Și au fost formate cele două grupuri, dintre care o parte au devenit pozitiv și o parte au devenit nervoși și irascibili. Și iată ce spune mai departe autorul. Acum gândiți-vă care este tonul dintre acestea 4 menționate pe care îl folosiți cel mai des. S-ar putea să vă surprindă, dar adesea suntem complet inconștienți de mesajul pe care îl transmitem.
Și continuă acesta și spune o poveste prin care la o prelegere o femeie l-a privit mereu așa amenințător și chiar i-a adresat o întrebare la un moment dat din public și a sunat așa foarte dur, ca și cum avea ceva personal cu autorul. Surprinderea lui a fost că la sfârșit femeia respectivă l-a așteptat și s-a dus chiar către el și l-a felicitat pentru tot ce face și i-a zis că apreciază enorm. Și acela a fost momentul în care autorul a conștientizat, stai puțin că aici chiar e foarte, foarte important tonul pe care îl avem, modalitatea prin care vorbim și ce transmitem. Pomeneai puțin mai devreme despre principiile, cele șase principii cuprinse în cartea lui Sean Eckhart, Avantajul Fericirii. Și principiul de bază presupune reeducarea creierului către pozitivitate și mai ales să ne ducem, bineînțeles, și în zona aceasta despre care noi am mai discutat de neuroștiințe, neuroștiințele cognitive. Care dintre aceste principii, să spunem, ți-au atras cel mai mult atenția sau cu care ai rezonat cel mai mult? Și foarte, foarte pe scurt, o să le reamintesc pentru cei care ne urmăresc. Punctul de sprijin și pârghia, adică ajustarea concepțiilor așa, în așa fel încât să obținem mai multă împlinire. Efectul Tetris, ne aducem aminte din copilărie de jocul Tetris. Identificarea posibilităților pentru a vedea oportunități în situațiile de viață, cum spuneam eu, în mai multe rânduri, de a vedea partea plină și nu partea goală a paharului. Căderea ascendentă, care implică identificarea unui traseu mental menit să ne scoată din eșec. Cercul lui Zorro, dacă e să facem referire la celebrul film al lui Zorro cu Antonio Banderas și Anthony Hopkins, care ne învață cum să ne concentrăm pe sarcini mici și ușor de gestionat, extinzându-ne treptat cercul pentru rezolvarea unora mai dificile. Regula celor 20 de secunde, care ne propune să nu cedăm în fața tentației de a urma calea minimei rezistențe. Și bineînțeles, investiția socială, care ne amintește de fiecare dată că oamenii de succes investesc în relațiile cu prieteni, colegi, membri ai familiei și au întotdeauna o rețea de suport, de interacțiune socială pe care ei se bazează. Aici mi-e foarte dificil să aleg pentru că am rezonat cu chiar patru dintre acestea așa într-un mod puternic, însă aș începe chiar de la cercul lui Zorro pentru că chiar am avut și eu la un moment dat un discurs bazat pe puțin pe această pârghie, pe această teorie de fapt, și anume în momentul în care alegem să ne concentrăm pe, eu îi zic teoria pașilor mici, în momentul în care alegem să ne concentrăm pe sarcini mai mici, pe lucruri mai ușor de făcut, pe lucruri mai accesibile pentru noi, e ca să ne imaginăm că vrem să ajungem la un copac plin cu mere și vrem să umplem o găleată plină și ele, găleata să fie plină cu mere. Până ajungem la copacul respectiv, noi dacă ne concentrăm atenția doar pe copac și e departe drumul, s-ar putea când ajungem deja să fim obosiți și să nu reușim și să nu mai avem resursele necesare să umplem găleata cu acele mere. Însă dacă pe drum ne uităm în dreapta, în stânga și observăm, băi, uite un măr acolo, ăsta ar fi bun de pus în găleată. A, uite un copac mai apropiat, ce-ar fi să iau un măr? E drept, nu e așa de mare ca cel din capăt, dar e mai micuț, te-l pun în găleată. S-ar putea în momentul în care am ajuns, exact în punctul în care am vrut să ajungem la acel copac, să avem deja mai mult decât jumătate din găleată umplută și atunci să ne fie mult mai simplu și chiar să fim și motivați astfel încât să umplem găleata. De asta zic, chiar rezonez foarte mult cu teoria lui Zorro. E chiar acest aspect, cred că de mai bine de 10 ani l-am implementat în viața mea și așa cred eu că am reușit să obțin atâtea lucruri. Pentru că niciodată nu mi-am setat obiective enorme din prima. Să zic, vreau să ajung să lucrez la o televiziune națională, să-mi dea emisiune. Am lucrat încetul cu încetul, am fost la un post local, am fost reporter, de la reporter am ajuns realizator de emisiune locală, puțin, câte puțin, câte puțin. De asta este foarte important să înțelegem acest lucru și să îl implementăm în viața noastră, chiar în fiecare domeniu, cred că se aplică, dacă ar fi să vorbim despre cercul lui Zorro. Dar, iar ziceam că mi-este foarte greu să aleg din toate aceste principii, pentru că în același timp, pe lângă faptul că m-am identificat în cercul lui Zorro și mi-am dat seama că eu aplic deja acest principiu în viața mea și îl aplic cu succes,
Mi-am dat seama că pentru mine contează foarte mult și investiția socială, ceea ce e naturală. Acolo nu m-am forțat, vine de la sine. Investiția socială, îmi place foarte mult să investesc în oameni, să vorbesc cu ei, să îmi creez legături. Pe oriunde merg să știu că am lăsat ceva în urmă, dar și că am cunoscut pe cineva. Și cred chiar că această investiție socială contribuie la fericirea noastră, pentru că dacă ne izolăm, din start, e, cred că mai mult decât evident că suntem nefericiți. Dacă investim social, contribuie la fericirea noastră, dar și la succesul nostru, că tot vorbim de succes. Pentru că nu poți să ajungi acolo unde îți dorești fără oameni. Mereu trebuie să realizăm că pe drumul nostru spre succes va trebui să fim însoțiți de oameni, să fim ajutați de oameni. Fie că ne place acest lucru, fie că nu, fie că sunt mai mulți oameni, fie că este un singur om. Dar tot vorbim de o investiție socială acolo. Cum realizezi, să spunem, prin prisma propriei tale experiențe de viață și referitor la atingerea succesului și a echilibrului, cum realizezi acest echilibru între viața personală și viața socio-profesională? E mai dificil ce mă întreb tu, că sunt și mamă și în momentul în care ești și părinte și mai greu îți dai seama că e să faci, să realizezi un echilibru și astfel încât să reușești să împaci toate lucrurile și acasă, să fii și tu împăcat cu conștiința și să știi că ai petrecut suficient de mult timp cu al tău copil și că totul este bine, dar în același timp să continui să faci ceea ce faci, să investești în cariera ta, să investești în oamenii, să ai acea legătură cu oamenii. La mine e mai ușor că domeniul, iată, mă ajută să fac acest lucru în fiecare zi. Eu merg la locul de muncă și cunosc câteodată chiar 2-3 oameni cu care păstrez legătura mai apoi. Cred că recunosc, la început m-am mai clătinat pe drum, nu am creat un echilibru. Uneori am petrecut poate mai mult timp acasă și am neglijat puțin locul de muncă și investiția socială, poate că n-am mai ieșit și n-am vorbit cu cineva la telefon de ceva timp. Însă în momentul în care mi-am dat seama că trebuie să creez un echilibru și că nu este sănătos să fiu nici în o extremă, nici în cealaltă extremă, exact, am aplicat și aici cercul lui Zoom. Am început cu pași mici. Ai un pic, mâine încă un pic, azi vorbesc la telefon 10 minute cu tine să văd ce mai face, mâine mă întâlnesc la o cafea, mă duc la locul de muncă și caut să-mi invit oameni pe Zoom niciodată și de la care să noi. Eu cred că e ca să obții acest echilibru, din nou, nu trebuie să ai așteptări foarte mari de la tine, trebuie să ai așteptări mici în fiecare zi, puțin câte puțin. Și o să ajungi la un moment dat să-ți dai seama că acel echilibru deja s-a format în viața ta și că vine de la sine, parcă. Pentru că ai citit această carte și ai rezonat cu ea și știu că te-ai bucurat mult când ți-am trimis-o și iată, ți-a fost oarecum greu, dificil să alegi un anumit principiu din cele enumerate și abordate și dezbătute de Sean Eckhart în această carte. Cui ai recomanda această carte? Aici, cred că aș recomanda chiar și unui adolescent de 12 ani, pentru că este foarte important când pornește la drum să aibă niște principii. Deci aș recomanda chiar până și unui copil care știe să citească, un pic mai mare așa, astfel încât să înțeleagă ceea ce citește. Și aș recomanda până și persoane de 70 de ani care poate să zică nu mai vrea carieră, că nu, deja a realizat carieră și ce îi mai trebuie succes în viață pentru care are 70 de ani. Însă, eu cred că avantajul fericirii nu este vorba doar despre succesul în carieră. Nu este doar despre un succes social, ci efectiv aceste principii se aplică fiecărei, cred că fiecărei vârste, fiecărei dacă ar fi să vorbim naționalitate, pentru că se aplică în viața de zi cu zi, nu doar la locul de muncă. Deci aș recomanda și
unchiului meu și fratelui meu, soțul meu a citit-o chiar și a zis că e foarte bună. Aș recomanda femeilor care poate că nu înțeleg de ce nu ajung acolo unde își doresc să ajungă și că este dificil să jongleze cu viața de carieră, cu viața de mamă, cu viața de casnică, cu viața de... A recomandat chiar eu cred că e o carte universală. Cartea de față, așa cum spuneai tu, rezultatul unor îndelungi cercetări în domeniul neuroștiinței și psihologiei pozitive menite să dea viață unei așa zise științe a fericirii, despre care se vorbește tot mai mult în rândul psihologilor, coachilor, trainerilor și rodul unei bogate experiențe de lucru cu studenții de la Harvard și ulterior cu managerii și angajații unor faimoase companii listate în prestigioasa revistă de business de afaceri Fortune. Așadar, avantajul fericirii acum, în afară de faptul că este o carte celebră, un titlu celebru, acum și unul dintre cele mai de succes, am putea spune, programe de training pentru corporații, recunoscut ca atare la nivel mondial. Dragii noștri, a fost alături de noi Alina Ilioi Mureșan, realizator TV, redactor șef la A7 TV, autor, și îi mulțumim foarte mult pentru că ne-a părtășit din propria experiență legată de această superbă carte, Avantajul Fericirii. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi și o săptămână minunate și lectură plăcută. La revedere, numai bine!